Bine ați revenit pe canalul meu, astăzi ne bucurăm. Ne bucurăm de o lumină foarte, foarte proastă. Am încercat să reglez puțin camera, lumina la cameră, însă nu știu cât de caldă este ea, cred că este foarte rece, sunt un pic cam spălăcită, însă sper să mă puteți vedea destul de bine. Așa că o mică introducere, porcerșei de pe AliExpress, aveți link în descriere, peruca de pe Wiget, aveți și la link în descriere. Și să vă arăt și machiajul pe care îl port astăzi, care este unul din punctul meu de vedere foarte, foarte drăguț, cu niște buze nude. Hai să vedem, fetelor. Astăzi vorbim despre trenduri care trebuie să rămână în 2019. Nu le târâți, vă rog, în 2020, pentru că nu este cazul, pentru că ele trebuie să rămână aici. De ce trebuie să rămână aici? Pentru că hai să prindem bunul gust în ceea ce ține make-up-ul, căci despre trenduri în make-up vorbim. Hai să am aici telefonul pentru că sunt bătrână și uit. Am așa, primul lucru care în primul moment o să dispară este machiajul mult prea mult. Și aici include machiajul care conține negru, care conține tuș și conține și gene false. Toate trei puse la un loc este un machiaj de Morticia. Este un machiaj mult prea mult, nu-ți dorești așa ceva, nu cereți make-up artistelor așa ceva și în momentul în care ele vă zic lăsați-vă pe mâna mea și aveți rezultatul la final așa cum vă zic eu, aveți curaj să le spuneți să vă șteargă și să vă facă la loc, pentru că v-ați lăsat pe mâna lor sau pur și simplu, din punctul meu de vedere, cel mai bine este să știi unde te duci și mai bine să duci cu o poză dacă cumva nu știi la cine te duci și nu știi cum lucrează. Însă, vă rog, nu mai cereți gene false alăturate produsului negru și tușului. Toate trei la un loc este un machiaj de dansatoare. Și nu o spun cu ceva, cu o notă rea, fiecare face absolut ce vrea, însă nu-l dorești să ieși în evidență cu o notă negativă, ci din contră cu o notă pozitivă. Al doilea lucru pe care vă rog să nu le aduceți în 2019-le, sunt 19-le, 2020 în primul rând 19. Sunt genele rusești, genele semipermanente, genele acelea tip strașină, în care trebuie să înțelegeți că nu există nimeni pe pământul ăsta care să aibă genele așa. O persoană, un om, nu a să aibă niciodată genele așa. Nu știu unde ați văzut voi chestia asta, nu știu unde vreți să vă duceți deja cu ideea că ce-am pierdut efectul de natural de foarte mulți ani încoace, însă încercați să-l degradați din ce în ce mai mult, văd. Dacă, ok, nu vrei ceva natural, nu vrei să te asemeni cu un om, vrei să te asemeni cu o păpușă, ceea ce este foarte greșit din punctul meu de vedere, nu trebuie să arătăm ca niște chestii desenate, ca niște desene, ca niște păpuși, nu trebuie să arătăm așa, nu trebuie să arătăm toate la fel în primul rând și în al doilea rând nu vă mai puneți astfel de gene, fetelor, arătați groaznic, groaznic, v-ați uitat vreodată în oglindă, nu știu, voi vă uitați în oglindă, sunt genele acelea extraordinar de dese, în primul rând, în al doilea rând sunt genele acelea care wow, sunt extraordinar de curbate. L-ați văzut cât de curbat? V-ați uitat așa din semi-profil vreodată să vă dați seama că genele voastre bat în ochi, nu vă înțeapă? Atât de curbate sunt. Nu știu eu să vă explic foarte bine A, B, C, D, care este cea mai mare curbură de gene, pentru că nu este meseria mea și nu o să vă vorbesc niciodată despre așa ceva. Dar eu pot să vă vorbesc decât din punctul de vedere al omului care vă privește. Sunteți groaznice, îmi pare rău că vă spun chestia asta. N-aveți pic de naturalețe și, în primul, nu știți să vă puneți nici voi, nici persoanele care vă pun aceste gene, nu știu să vă puneți pentru forma voastră de ochi. Dacă tu ai niște un ochi foarte mic și, nu știu, faci o chestie de vulpiță, ochii trebuie să mai văd, așa ca o linie, fix ca în desene. Asta vă doriți? Sunteți sigure că asta vă doriți? Sunteți sigure că vreți să arătați ca niște păpușe, ca niște păpuși, pur și simplu desenate și știi ce e cel mai dureros? Că ai genele foarte, foarte negre la ochi, foarte, foarte dese și tu ești foarte palidă, nici nu te machiezi puțin, pentru că consider că mi-am pus genele, nu mai are rost să vin cu machiaj, că e deja prea mult. Dar e discordanță între genele foarte dese și foarte mari și tu palidă, deci cu, nu știu, n-aș vrea să jignești, n-aș vrea să intru în... Uitați-vă în oglindă înainte. Gândiți-vă ceea ce vă doriți, puneți-le puțin mai natural, vă rog, nu depășiți 2D. 2D deja pe fiecare fir de păr este foarte mult. Încercați să spuneți, cum se numește, eyelash stilistelor, presupun că se numesc, să vă pună un buchețele de 2D, de exemplu, într-un fir foarte subțire, că există și acolo dimensiuni, diametru, de fire, de gene, interesați-vă voi puțin. Și dacă le vă pun foarte grasă, chiar dacă vă pun un singur D, dacă e firul foarte gros, arătați, nu știu, plasticoasă, n-aș vrea să vorbesc mai mult, atât că am făcut-o deja. Nu, vă rog, nu-l târâți în 2019, că sunt sătulă, eu sunt sătulă de astfel de cliente cu genele așa. Un alt lucru, că vă faceți voi acasă, că vă duceți la make-up artist, încercați să nu vă mai conturați sprâncenele, însemnând după ce le-a desenat la re
definit, nu știu, la ce l-a făcut, își pune concealer pe deasupra și pe interiorul sprâncenele și trage un concealer acolo să-ți scoate sprânceana în evidență și să pară desenată. De ce? De ce? Adică, vă rog, spuneți-mi în comentarii, de ce faceți chestia asta? Eu am o întrebare foarte mare și nimeni nu răspunde. De ce? De ce faceți cu concealer pe deasupra sprâncenei? Și știți cel mai rău, cel mai nașpa, că unele nici nu blenduiesc de ajuns și concealerul este o nuanță și fondul de ten o altă nuanță și se văd așa cum sprâncenele sunt încercuite de ceva foarte deschis. De ce? Nu, spuneți-mi, vă rog, voi make-up artistele, că poate vă uitați, că sigur vă uitați, că mai primesc comentarii de la foarte drăguțe. Spuneți-mi la ce make-up artist din străinătate ați văzut chestia asta. Vă rog, spuneți-mi, dați-mi un simplu exemplu, arătați-mi cu dovadă și eu să-mi cer scuze public dacă există cineva care face așa ceva, Dumnezeule mare. Nu există așa ceva. Nu există. Unde ați născut voi chestia asta? Credeți că orice se naște pe Instagram este și de calitate? De ce? De ce? De ce să îndobitocim clientele? Pe bune, asta le facem. Este vina noastră dacă tu, dacă clienta te vede la tine că tu faci chestia asta așa, ea va face ca tine acasă, pentru că ea are toată încrederea în tine, că de-aia vine la tine. Și unde obitocești? De ce faci chestia asta? Într-o să ne educăm clientele? Nu, nu, vă rog, nu mai faceți chestia asta. Este absolut oribil. Croiește-ți mâna în așa fel încât să nu greșești sprânceana. În al doilea rând, nu evidenția nicio sprânceană din lume asta nu arată atât de evidențiată cum arată atunci când o dai cu concealer. A, îmi pare rău. Nu există nici naturalețe. De-aia probabil facem chestia asta. A patrulea lucru este extrema cealaltă, în care în 2019 s-au tot purtat sprâncele nepensate. Mă nene, da, nepensate deloc, însemnând că sprâncele s-au purtat exact așa cum au crescut ele, că au fost lungi, că au fost curte, că au crescut păr pe aici aproape de pliul ochiului. Nu contează, s-au purtat așa. Acum, nu zic nici să te duci spre extrema aia în care îl define sprâncele cu cățile, dar mă nene, trage două, trei fire din sprâncele tale că nu mai mult. Eu sunt o tipă care urăște să se penseze. Haideți să vă arăt mai aproape. Nu știu dacă vedeți. Eu, uitați, asta este pensatul meu dintotdeauna. Eu urăsc să mă pensez. Sprâncele mele, definite puțin cu creionul, nici nu-mi tragă nu știu ce concealer pe deasupra, să-mi evidențiez. Mă nene, de ce n-arată sprânceala mai bine așa? Ba da, arată natural. A, am uitat, natural nu înseamnă bine, înseamnă nașpa. Îmi pare rău că gândiți chestia asta. În al doilea rând, trageți-vă două, trei fire așa, că să purtați pe nu știu ce podium care a dat startul, nu știu ce Paris și nu știu ce chestie, pe nu știu ce catwalk și nu știu, bă nene, hai ne diferențiem. Modelele alea și-au pus plapuma pe ele și-au defilat. Și-au pus cutii. Ați văzut? Au fost diferite modele care și-au pus, s-au îmbrăcat în cutii. Păi dacă le copiem la sprâncene, hai trebuie să le copiem și la haine, la ținute. De le copiem deja, de fapt. Dar, te dragă, ne îmbrăcăm în cutii, nu? Că și ăla merg în fundul gol pe chetoc. Hai, dacă merge și noi pe chetoc în fundul gol. De ce le copiem în totalitate? Cum v-ați gândit voi să copiați sprâncenele nepensate deloc? De ce faceți chestia asta? Și următoarea chestie este legată tot de sprâncene. Trendul numărul 5 este sprâncenele care sunt pieptenate în sus cu ceară. Am văzut că inclusiv make-up artistele astea care mie îmi plac și eu le urmăresc. Cred că singura pe care n-am văzut că a făcut chestia asta așa a fost Andrea Manea, care, din punctul meu de vedere, da, dacă vrei să înveți calitate, te duci la o domniță de asta și o spun domniță cu toată aprecierea, nu jignesc sau ceva, eu urmăresc și îmi place foarte tare, sper cândva să ajung la un masterclass de-al ei. Însă mai sunt câteva, căruia nu vreau să-i dau numele, foarte, foarte calme, pe care eu le urmăresc și le admir foarte tare. Ei, au adoptat și ele trendul ăsta. Trendul în care sprâncenele sunt lungi, că de sunt lungi, nu, cu excepția mea, eu n-am sprâncene lungi, eu sunt săraca vai de capul meu. Dar sprâncenele sunt lungi și sunt pieptenate cu ceară sau cu, nu știu, diferit produs pentru sprâncene în sus așa. Și arată așa ca niște sprâncene cu ca niște țepi așa la sprâncene. De ce? De ce faci chestia asta? Și știi ce e mai nașpa? Că le dau drumul pe stradă așa, știi? Le piepten așa în sus, știi? Măi, nu știu dacă e amuzant, e de plâns, bă, dar le dau drumul pe stradă așa și când le vezi cu sprâncenele de sperie așa, mă, ce-a pățit, mă, nene, asta, ce-a pățit? Cine a tras-o de sprâncene? Zici că pur și simplu și-a dorit să-i lungească sprâncene. Mă, nene, terminați, n-ai cum să-l dorești așa ceva. Ce se întâmplă cu sprâncenele pieptenate în sos în felul ăla? Termină. Hai, pe bună, hai lăsăm trendul aici, mergem și noi în 2020. Nu știu, ați văzut-o vreodată pe Jennifer cu sprâncenele alea? Jennifer Lopez? M-ați văzut vreodată pe Beyoncé cu sprâncenele alea? O iau ca Adana Budean. Ai văzut voi pe covorul roșu așa ceva? Unde ați văzut voi așa ceva? Adevărat, unde ați văzut? Ați văzut pe diferite podiumuri unde se prezintă diferite ținute. Și ce să vezi? Pentru că se prezintă diferite ținute,
Modelele alea sunt și machiate. Extravagant, ca să pun în evidență ținuta. Bă, dar n-ați văzut niciodată și nu o să vedem niciodată pe Beyoncé cu sprâncena pieptănată în sus așa, da? Sau cu sprâncena foarte bine definită, sau cu nu știu ce ruj, cu 4, 5, 7 de la ochi de gene. Unde ați văzut-o, mă, voi? A, pare rău. Ăștia nu mai sunt. Ăștia care adoptă simplitatea, gen, nimicurile astea. Beyoncé, Angelina, care este de-a dreptul fenomenală, însă nimeni nu vrea să ia startul ei. Nu, nu vrem să ne ducem spre Angelina de nicio culoare. Nu știu, fel și fel de oameni, fel și fel de vedetă de asta care, pe care le vedeți așa, nimicuri, da? Nu, se ocupă cu nimicuri. Ăștia adoptă naturalețea și sunt, de ce să ne luăm după ele? Pentru că sunt niște țărănci și noi oricum știm ce e cel mai bine. Adică vedetele noastre oricum se duc așa în lumina reflectoarelor foarte împăiate și alea din străinătate sunt niște țărănci. Este așa nu pentru străinătate și așa da pentru noi. Ne mărtăm soarta. Trecem la următorul trend. Trend a început să mai moară puțin 2019, dar sper să moară de tot. Este părul îndreptat cu keratină. Mă săturasem cumva anii trecuți să-mi vină la coafat păr îndreptat cu keratină. Cine este coafeză știe despre ce vorbesc. Și da, mă numesc coafeză, nu hairstyle. Asta îmi pare rău. Vai. Vai, cum pot eu să spun că sunt coafeză când ne numim hairstyliste? Nu, mă nene, sunt coafeză. Ești nebun, sunt coafeză. Și machior, dacă vreți, mă, coafeză și machior. Dar, în momentul în care îți vine o tipă cu keratină în păr, păi face, ia pe dracu în patru și nu-i stă. E dificil. Când ai un păr îndreptat cu keratină și tratat cu keratină, este foarte dificil să o coafezi. Clar, o coafezi, te zbați, te alea, dar este destul de dificil. Și nu despre asta vorbeam, că nu vorbeam despre cât de dificil este să fii coafeză, ci despre faptul că s-a tot purtat indiferent de forma feței tale. Nu contează că ți stă bine cu părul drept, că nu stă bine, s-a purtat părul drept, m-am săturat de păr drept, nu vreau să mai văd păr drept. Momentul în care s-a dus la un eveniment, te duci la un eveniment ceva, ce ți îndrepți părul. Nu te coafești, nu-ți faci tu un coc lejer, nu-ți faci tu o tapatură, o buclă, un breton pe pat, ok? Nu, mă, nene, drept. M-am săturat de atât de, de mult păr drept, încât am zis, nu, deci trebuie să-l bag, trebuie să rămân aici în 2019 și să vă rog eu să nu-l târâți în 2020 trendul ăsta, că mă apucă spumele, spumii limării, nu mai pot cu părul drept, este peste tot. Gândiți-vă în primul dacă vă stă bine cu părul drept și după aia îndreptați-l. A șaptelea trend este ideea de make-up artist. Toată lumea a fost make-up artist anul ăsta. Nu, cred că a pornit în 2018. Sau cel puțin în 2018 am observat eu, pentru că mie nu prea îmi place să deschid ochii pe alte canale, însemnând alte conturi de Facebook, alte chestii de Instagram, nu-mi place. Îmi place, stau pe pătrățica mea. Însă anul ăsta, cred că mai mult și puțin din anul trecut, am început să deschid și ochii așa, să mă, ia să văd și ce face lumea alt. Ia să văd, hai să mă dau și o follow acolo. Mă, nene, mai vrea cineva să fie asistentă? Nimeni? Mă, nu mai vrea nimeni să fie avocată? De ce mă, că o meserie bănoasă? A, nu e la fel de bănoasă ca make-up artist. Am uitat. Mă, nene, toată lumea este make-up artist. De ce sunteți make-up artiste toate? De ce? V-ați prins că se fac bani ușor așa? Ok, cât credeți că merge chestia asta? Eu n-am nimic cu fetele care sunt make-up artiste. Fiecare face ce vrea. Este loc sub soare pentru toată lumea. Ce mă deranjează pe mine la voi care vă nașteți make-up artiste peste noapte, că dați trenduri aiurea în tramvai. Asta mă deranjează pe mine la voi. Că vă nașteți cu ideea asta de eu sunt tânără și pot să fac absolut orice și o vreau să urmez fix stilul ăla de pe Instagram în care se poartă sprâncenele ridicate în sus și negru și gene și tuș. Și educați puștoaicele de vârsta voastră sau poate o femeie înaintată în vârstă, o educați prost. Asta este problema mea cu fetele care se nasc make-up artiste. Mă, n-ai și tu nevoie de un pic de studii. Mă, da, ok, n-ai nevoie de studii. Eu sunt dovada vie, că dacă ești aici pe canalul meu și mi-ai dat și follow, înseamnă că îți place de bine, zic. Dar eu sunt dovada vie, că nu ai nevoie de nu știu ce profesionist să te învețe machiaj. Nu ai nevoie. Mă, nene. Dar în spatele, pentru că eu nu mi-am permis dintotdeauna să fiu această tipă care se duce la masterclass-uri și să facă nu știu ce. Eram puștoaică și pe timpul meu era foarte greu să faci un curs de make-up, ești nebun, da, păi masterclass-uri. Și atunci am pus 10 osul la muncă, mai mult ochii, și am învățat, mi-am pierdut ore și ore și ore în care eu am învățat ce înseamnă make-up. Abia de, cred că am un an și ceva, în care eu nu mai stau pe chestii de make-up, pentru că nu mă mai surprinde nimic. Și trendurile care m-ar putea surprinde, care sunt noi în ziua de astăzi, gen
cele pe care vi le-am explicat înainte, nu vreau să le adopt. Însă, când eram mai micuță și învățam toți pașii, eyeliner, ce se face cu glitterul, cum se face o codiță de eyeshadow, cum se face un blending, care am stat, nu știți câți ani în zile, pur și simplu, am pierdut ore, zile și nopți în care eu învățam să fac blending și nu-mi ieșea. Nu știți. Nu ai nevoie de neapărat de un curs și așa, doar că, mă nene, când te crezi tu Dumnezeu pe pământ doar pentru că ai un pic de talent și înveți prost, eu am o problemă cu tine, orientează-te spre altceva, că nu o să meargă pentru totdeauna trendul ăsta cu toți suntem vloggeri, youtuberi, oameni de succes, social media ne înconjoară. Nu o să meargă, prietena mea, alegeți o meserie, fă ceva cu viața ta, că mâine, poimâine mor de foame, la propriu. Și cu machiajul, pentru că se va inventa altceva, și cu machiajul, și cu partea asta de online și cu ce vrei tu și cu poze de Instagram sexy, mai nesexy, va muri cândva. Să știi că meseria este brățară de aur. Iluminatorul a început să moară ușor, însă pe timp de vară și nu numai, încă îl văd. Cum îl văd? Iluminator în care se pune peste tot, pe nas, pe frunte, pe nu știu ce. Nu mai puneți iluminator peste tot. Dacă tipa respectivă nu arată nu are o față perfectă și niște trăsături perfecte. Altfel, nu puneți iluminator pe trăsăturile imperfecte, cum ar fi nas mare, buze subțiri, frunte lată. Nu puneți așa ceva. Învățați să folosiți iluminatorul. Please! Al nouălea trend de make-up este glitterul. Terminați cu glitterul. Gata. Am înțeles foarte bine ce se întâmplă cu glitterul. Glitterul ne-a plăcut, ne place că suntem fete, ne place să fim strălucitoare, ne place să fim, nu știu, aceste, ne înconjurat așa ca Cinderella. Mă nene, da, gata. L-am purtat pe rochii, l-am purtat pe pantofiori, le purtăm pe inelușe, le purtăm pe gene, pe sprâncine, le-am purtat în păr, Dumnezeule mare, a fost trendul acela cu glitter în păr, ce s-a întâmplat acolo, nu-mi dau seama. Gata. Orice machiaj trebuie să includă glitter. M-am și o întrebare, de ce? Iarăși, răspundeți-mi, vă rog, în comentarii. Eu sunt o tipă foarte bătă în cap. Recunosc. Ce să zic? Bă, sunt destul de proastă. Chiar sunt. Știți de ce? Că nu mă prind trendurile astea, mă nene. Că eu am așa niște întrebări pe care mi le pun eu singură. Bă, de ce să folosesc glitter? Și uite, vocea cealaltă, a doua voce nu-mi răspunde nimic. Așa mă întreb pe voi. Bă, de ce să folosesc glitter în orice machiaj? A? Bă, nu există oare alte nuanțe? Nu știu, ce mai este de fate? Bă, mate, bă, ați auzit de culori mate? Ați auzit vreodată? Ați auzit de machiaj full matte? Aia e de zi, probabil. Voi continuați un machiaj, nu știu, mat, de zi sau... Nu știu, vă rog, spuneți în care este treaba cu glitterul în comentarii. De ce se folosește glitter oriunde? În orice machiaj pe care văd eu pe Instagram, că sunt make-up artiste mai renumite, mai nu știu, din toată lumea asta, inclusiv România, explicați-mi, vă rog, voi, dacă puteți, de ce se folosește glitter în orice machiaj. Că e smokey, că e eyeliner. Care-i treaba? Vă rog, luminați-mă și pe mine. Și ultimul trend, așa, pe care aici probabil este posibil să nu fiți de acord cu mine și înțeleg chestia asta, este tușul. Și nu vreau să dispară tușul, nu înțelegeți greșit. Tușul va rămâne clasic toată viața, ca și rujul roșu. Tușul vreau să rămână, să treacă cu noi în 2020, însă vreau să înțelegem o chestie și vreau, de fapt, ideile despre tuș să rămână în 2019, să plecăm în 2020 cu mai puțină idee despre tuș, dacă vrei. Și hai să-ți explic ce vreau să zic. Make-up artistele la rândul lor, ca și clientele, nu înțeleg ideea de un machiaj fără tuș. Odată devine să make-up artist. Eu dau toată vina pe noi. Noi suntem make-up artist. Noi, dacă nu am educat clienta așa, eu n-am pretenții la cliente, nu. Cu excepția fetelor care vin deja cu poze și nu vor să înțeleagă că nu le se potrivește machiajul, dar aia este o altă poveste. Mă nene, să știi că poți face machiaje absolut glam, absolut impresionante, absolut fenomenale, fără tuș. Acum, ce nu știți voi, fetele care sunteți cliente, e că tușul ascunde imperfecțiuni. Adică, în momentul în care tu faci un make-up care este full pe blending, da? Este parte doar de blending, gene false, nu știu, și un pic de glitter, să zicem, habar n-am, ce vrei tu să pui, dar nu include tușul, se întâmplă că machiajul acela
Trebuie să fie foarte bine executat. Altfel, te folosești de tuș. Și da, puteți să-mi săriți în cap, nu mă interesează de nicio culoare, că sunteți make-up artiste, că nu sunteți make-up artiste. Tușul ascunde imperfecțiuni, dragă mea. Știi de ce ascunde imperfecțiuni? Că ți-a fură ochiul. Este o chestie optică. Momentul în care faci o linie foarte dramatică de tuș, foarte lungă, foarte nu știu ce, deja îți atrage atenția de la blendingul de sus sau eventual de jos. Deja îți ascunde o cantitate foarte, foarte mare. Dacă, de exemplu, aici unde eu am... stai să mă uși într-o oglindă. Unde eu am aici codița de fard ar fi acoperită de tuș, s-ar mai vedea doar partea de sus de blending. Însă unde este cel mai greu să blenduiești un fard? Unde? În colțurile exterioare, logic, nu? Cât de greu este să blenduiești pe arcade unde deja există o susținere pentru că este osul arcadei. Este foarte greu. Este foarte ușor, îmi cer scuze. Este mult mai greu să blenduiești pe o piele căzută, de exemplu. Un pliu în care se strânge, se încrețește. E foarte greu. Și atunci aruncăm repede tușul. Eu știu chestia asta că, na, mă învârt nu de ieri de azi în domeniul ăsta, de foarte mulți ani, și mi-am ales acum foarte mulți ani o tehnică din comoditate. Eu am crezut-o invers la început. Eu, în momentul în care m-am apucat, v-am zis, m-am apucat cu unii dintre cei mai buni oameni din România și mă bucur foarte tare că am învățat de la ei și că nu m-am pierdut bine, am și o vârstă clar, dar nu m-am pierdut în trendurile astea, în care oamenii erau foarte mult pe blending. Și ce făceau? Acum mai bine de 10 ani de zile, aceste fete care făceau tutoriale, copiau machiaje, se numea, nu mai știu cum să numesc exact tutorialele, însă ceva, dupe după machiajul nu știu care. Și atunci ce făceau ele? Luau diferite staruri care ajunseseră pe covorul roșu, că e vorba de premiere de film, că e vorba de, nu știu, muzică, Beyoncé, Angelina, cine vrei tu, cel mai... de la cel mai mic star la cel mai mare, că sunt clipuri, videoclipuri ale vedetelor, luau o poză, o puneau lângă, tăiau ecranul în două, o puneau lângă și încercau să se machieze ca ele. Făceau chestia asta de fiecare dată. Și atunci, clar, că un star, așa cum am vorbit, nu nimic de star, de star ca Beyoncé, avea un machiaj foarte glam, avea un machiaj perfect. Nu exista tuș sau alte chestii. Nu știu de câte ori ați văzut-o pe Beyoncé cu tuș. Trecem peste. Și atunci... ele învățau să se macheze, încercau să-și dea seama cum este nuanța pusă, neavând un tutorial în față, având doar o poză, încercau să-și dea seama cum este nuanța pusă și să reinterpreteze machiajul pe fața lor. Făcând chestia asta de fiecare dată, eu făceam o dată cu ele. Fetele alea, ca Michelle Phan, de exemplu, nu știe nimeni cine e Michelle Phan din generația tânără, sunt bag mâna foc, nu știe nimeni cine e Michelle Phan, ca și Carly Bible, care știe cine este lumea Carly Bible, încercau să... facă machiajul acela. Nu exista tuș acolo atunci. Eu, mergând odată cu ele, mi-am dat seama că era mult mai, mai greu să te joci cu blendingul decât să trasezi niște linii de tuș. Pe timpul meu le trasam cu dermatograf, cu creion, chiar ADA. E, bine, care este treaba? Am învățat stilul ăsta din afară. Stilul pe care eu îl am, care poate vă părea unul banal, lipsit de shine, lipsit de strălucire, lipsit de nu știu ce vrei tu, este full de personalitate din punctul meu de vedere. Este stilul pe care pe mine mă definește și este un machiaj foarte eu. Este cumva semnătura mea. Dar nu o să vedeți niciodată. Nu, e foarte greu. V-am zis, urmăriți-o dacă nu ați făcut deja, cred că urmăriți. Andra Mana are un stil foarte bine definit. Ea merge foarte tare pe blending și mie îmi place foarte, foarte tare de ea, de aia vreau să și ajung la ea. Pentru că își dă seama că în momentul în care blenduiești un make-up, este mult mai greu decât să trasezi niște linii de tuș, că le trasezi cu mâna goală, că le trasezi cu scotch, că le trasezi cu ce vrei tu, sunt niște linii grafice. Este logic, este la mintea cocoșului, să nu-ți dai seama că o linie grafică trasată este mult mai ușoară decât dacă linia aia grafică o blenduiești și o pierzi în altă nuanță. Una este când pur și simplu linia asta grafică o faci, o blenduiești, aici o nuanță, aici o nuanță, aici o nuanță, aici altă nuanță. Le blenduiești pe toate, însă într-atât că se și vadă. Și alta e când faci cut crisp, pui concealer, dar poate niște glitter, aici ai o nuanță, aici ai o dungă foarte grafică, aici ai glitter. După care vine o linie de tuș, mă, ce machiaj a făcut asta. Clar. Bă, mă nene, cât, știi machiajul ăla, dacă îmi pun mintea, un machiaj de genul cut crisp, cred că îl termin în 30 de minute. Mă nene, eu termin în 45 de minute un machiaj pe tot ce înseamnă blending. N-ai cum să te plângi să zici, mamă, ce machiaj și mechiar a făcut asta.
a făcut aici cut crease, a pus și gene false, a făcut și eyeliner, a făcut și cut crease, a făcut și glitter. Păi sunt linii grafice, toate sunt linii grafice. Când construiești un machiaj din linii grafice, nu știu cum ai pretenții, nu știu cum faci așa ceva în primul rând, logic îl termin repede și apare foarte, foarte păpușă, foarte desenat. Poate să stau să vă vorbesc pe tema asta 3 zile. 3 zile pot să stau să vă vorbesc cum am început eu, ce am învățat eu de la oamenii din străinătate, de ce mă uit eu la clipurile din străinătate, de ce aleg să nu mă uit la tutoriale din România, de ce. Eu aici sunt pur și simplu pentru a vă... Mi-am pornit canalul ăsta cu ideea arta machiajului pentru a vă transmite și eu mai departe ceea ce am învățat eu de la niște oameni importanți. Nu știu ce... Bă, n-am nimic cu ăștia din România. Pe bune, n-am absolut nimic. Dar nu că am fost, vai, la nu știu ce trainer de nu știu ce make-up artist, de acolo am învățat și uite-mă pe mine, iau 100 de euro la machiaj acum. Și da, m-am apucat de canal de YouTube să vă arăt cât de serioasă sunt eu și nu gesticulez foarte mult și sunt foarte educată și îmi place foarte tare machiajul și este genul meu așa și așa vă recomand și... Ai, lasă-mă! Fake-ul ăsta pe YouTube mie îmi provoacă o greață de nedescris. În momentul în care ești așa foarte delicată și voi vreți oameni, deci dacă primești comentarii în care vai, gesticulezi foarte mult, vai ce țărancă ești, vai ce nu ai de mă lași pe bune, asta este viața reală. Voi alegeți la ce să vă uitați. Dacă vreți să vedeți totul roz pe YouTube și asta, înseamnă că vă place să fiți mințiți. Nu există așa ceva. Oamenii se enervează, oamenii au păreri, oamenii gesticulează, oamenii au stări și stări. Noi, din spatele ecranilor, suntem tot oameni, cu stări și stări. Și oamenii, cu coloană vertebrală, aleg să fie sinceri. Prietena voastră aici alege să fie sinceră, mult prea sinceră câteodată, că mi-a gura pe dinainte, dar da, gata. Gata, hai să devenim un pic așa mai elegante, așa cum o place vouă. Nu, glumesc, nu pot. Asta a fost clipul pentru astăzi, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul de față. Astea sunt părerile mele în ceea ce privește make-up-ul. În momentul de față, de exemplu, eu am un machiaj foarte strident, foarte mult, foarte, foarte. Este genul de machiaj pe care eu l-aș recomanda doar la un eveniment foarte special, nu știu, mireasă, nașă, habar n-am, dușor de onoare, invitată, ce vrei tu. Însă vezi că am păstrat decență. Din punctul meu de vedere am păstrat decență și o să vreau să mă dau puțin mai aproape așa ca pentru final, ca să vedeți machiajul, pentru că știu că vă lipsesc machiajele mele. Da, am uitat să le fac și nu se pare că nu mai am foarte mult timp sau nu știu ce am pățit, știu, dar în machiajul meu astăzi am ales să folosesc ceva care este shiny, însă nu este glitter, nu, am ales să blenduiesc colțul exterior pentru a-mi alungi ochiul, însă nu am pus eyeliner, mi-am pus niște gene false care, hei, sunt normale, sunt niște gene care sunt foarte lungi, ia să vă arăt eu, dar nu sunt dese, pentru că trebuie să păstrăm decență, când alegi lungime, alegi să fie mai rare, da? După care mi-am pus puțin pe plapa de jos, plapa inferioară, puțină culoare închisă, după care am ales să-mi deschid centrul ochiului pentru a, ce? A mări ochiul, asta face, da? Și cam asta este tot machiajul meu și o sprânceană absolut natural, uite, chiar aici cu un gol în sprânceană. Și ce, așa arată naturalețea. Despre asta este vorba. Și am ales să-mi controlez buzele pentru a le face puțin mai groase, însă, uite, da, mi-am tapat amastața, însă vedeți că nu mi-am depășit foarte tare contorul și am pus o nuanță foarte deschisă pe buze pentru a da puțin volum și pentru a nu fi mult prea mult. Și da, eu sunt blondă și peruca asta o ador. Este preferata mea. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Sper că v-au plăcut ideile mele și am încercat să fac așa într-o notă, nu știu, mai amuzantă, cumva mai non eu, cumva, că sunt prea serioasă de fiecare dată în clipuri și ce stilul meu nu e așa, însă mi se pare că în momentul în care vă povestesc așa despre tips and tricks, place să fiu acolo serioasă, să vă arăt că lucrurile chiar trebuie să le învățați, știi, nu să mă prostești și alte lucruri. Dar aici a fost o notă așa mai jucăușă și în care v-am zis eu ce ar trebui să rămână în 2019. Gata, aveți în descriere link-ul către Instagram-ul, Facebook-ul și mai nou TikTok-ul meu, pe care nu știu ce fac pe acolo, nu e pentru mine, pentru puștani, dar clar mă mai prostez și eu căci place să copilăresc. Da, și cam asta este. Vă mulțumesc! Ne vedem data viitoare! Pa, pa!